Iubire sau pasiune? Sunt sigură că știi despre ce vorbesc, dar nu știm cu toții care este diferența. Desigur, primul lucru și sentimentele pe care le avem atunci când întâlnim pe cineva este că ne simțim atrași și este un lucru foarte normal. Deci, dar ce ai spune când devii pasionat de o persoană și te simți atras ca un magnet? Unii devin pasionați de o persoană prin felul în care arată sau dacă sunt foarte fermecători, habar nu am și acolo devenim confuzi. Aceasta este greșeala când devenim orbi față de iubirea pasională. Suntem atrași de aspectele fizice și credem că suntem îndrăgostiți. Nu știm să facem diferența între iubirea pasională și iubirea reală. Iubirea reală este starea de a trăi, de viață, în timp ce pasiunea este doar starea de a fi. Vă salut, dragii mei, sunt Mariana și mă bucur să ne auzim la Vindecarea Sufletului. Pasiune sau iubire? Știi că pasiunea este o emoție extrem de puternică care este greu de controlat. Pasiunea este un sentiment foarte puternic cu privire la o persoană sau poate fi chiar vorba despre un lucru de care te atașezi și asta este pasiune. Mișcarea foarte intensă a pasiunii, a entuziasmului sau dorința convingătoare de ceva sau pentru cineva. Este o varietate de stări și atitudini diferite ale sentimentelor care variază de la afecțiunea interpersonală cum ar fi îmi iubesc mama, îmi iubesc sora și când vorbim de plăcere este iubesc mâncarea aceea sau iubesc pantofii aceea. Se poate referi la o emoție puternică de atracție și atașament personal. Deci, înțelegeți acum care este diferența. Pasiunea este destructivă, pe când iubirea este foarte constructivă. Vreau doar să fac câteva puncte referitor la pasiune. Este acea stare de euforie care te face să simți așa că parcă ești în flăcări. Este ceva foarte rapid, care nu durează mult. Când cunoști pasiunea, bineînțeles, pasiunea este mai mult despre aspectul oamenilor. Atracția fizică se bazează mai mult pe o chimie care asta se arde foarte repede. Mie îmi place să numesc relațiile pasionale relații vampir, pentru că consumă foarte multă energie și de aceea ele nici nu au viață lungă. Știi, acel gen de pasiune care te nebunește că vrei să fii cu cineva doar când te gândești la acea persoană sau dacă ai putea să ajungi cât mai repede la acea persoană, este nevoia de a fi în permanență cu acea persoană. Vrei doar să fii în contact cu persoana respectivă și de cele mai multe ori să fii în contact fizic. Pasiunea te face să acționezi, te face să te simți, să pierzi controlul, îți pierzi mințile. Ești ca într-o cursă de mașini. Pasiunea este foarte epuizantă. Consumă foarte multă energie, deoarece devii obsedat de acea persoană. Și bineînțeles că atunci apare și gelozia. Eu nu spun care relație este bună sau rea. Ție îți aparține alegerea. Vrei o relație pasională, de scurtă durată și posibil să rămâi și rănit sau traumatizat sau alegi o relație sănătoasă, reală, bazată pe iubire și pe respect. Alegerea îți aparține, așa cum de altfel și acum alegerea îți aparține. Dacă tu vrei să apeși butonul de subscribe prin care apreciezi munca mea și apeși clopoțelul dacă vrei să fii notificat sau nu vei face asta, rămâne la aprecierea ta. Așa este și cu iubirea. Dar hai să vedem de iubirea reală. Cum se dezvoltă ea? Iubirea reală, de regulă, se dezvoltă încet și se bazează pe compatibilitate, pe dragoste adevărată. Stimulează un comportament pozitiv și o gândire extrem de sănătoasă. Unde dacă vorbim despre dragoste, iubirea adevărată, nu faci niciodată nimic înainte de a te gândi la consecințe. Analizezi totul și iei măsuri de precauție și te simți responsabil pentru tot ceea ce faci. Și de aceea relația este de lungă durată, trainică, pentru că e bazată, are o bază sănătoasă, o temelie, o fundație extrem de solidă. Atunci când există respect, dragoste, planuri,
este o chestie de reciprocitate. Când tu îmi dai, eu îți dau. Este relația aceea în care fiecare din parteneri contribuie cu 50-50. Unii oameni spun, ok, și unde este atracția? Dacă ți-aduci aminte, chiar la începutul acestui podcast, am spus că indiferent de relație, ca să intri într-o relație cu cineva, te simți atras de persoana respectivă. În orice relație, atracția este. Desigur, există o atracție diferită, dar fiecare persoană matură știe exact ce fel de relație își dorește și în raport cu asta și alege de relația pe care o vrea. De obicei, bărbații sunt puțin mai pasionali. Le plac așa relațiile pasionale, mai puțin femeile, dar bineînțeles, asta nu înseamnă că ele sunt scutite. Nu, bineînțeles că întâlnim și la femei, dar asta este problema fiecărui om. De aceea, foarte multe cupluri ajung într-un anumit punct al vieții în care efectiv se confruntă cu probleme și nu știu de ce, pentru că nu au avut o temelie, fundalul nu a fost bine format. Nu am avut niște baze solide, ne-am simțit atrași, această stare de bucurie interioară, dar nu ne gândim la reguli, la plăceri, la consecințe, la ce idei și planuri, dacă avem idei și planuri comune. Și de acolo pleacă problemele. Când nu știm ce fel de relație dorim, greșim. Când sunteți gata să aveți o relație sau să vă căutați partenerul de viață, ar trebui să știți exact ce căutați și ce așteptați de la partener. Care sunt așteptările voastre? Cu toate acestea, dragostea adevărată este mult mai mult decât romantismul și pasiunea. Este clasificat în conformitate cu principiile și valorile comune, bazate pe respect, sinceritate, bunătate, sprijin reciproc, abilități de rezolvare a problemelor și, bineînțeles, o comunicare extrem de sănătoasă. Toți acești factori nu sunt o necesitate pentru romantism și pasiune, dar pentru o iubire reală, adevărată, aceste elemente joacă un rol extrem de important. Adevărata problemă este când pasiunea începe să dispară. De aceea se spune că pasiunea este o stare de a fi. Vestea bună este că nu durează mult, nu durează pentru totdeauna, dar vestea proastă este că se întoarce doar pentru perioade scurte de timp. Pe când dragostea adevărată necesită înțelegere profundă, nevoile partenerului tău, cât și ale tale, încercați să vă mulțumiți unul pe celălalt, așa cum am spus și mai devreme. Amândoi partenerii trebuie să construiască relația și să contribuie în aceeași măsură, 50-50. Este important să ne învățăm reciproc dorințele, nevoile, să avem capacitatea de a ne ajuta reciproc și să ne atingem obiectivele, să avem dorințe comune, să ne iubim reciproc, de a menține acea dragoste bazată pe respect și pe înțelegere. Mă bucur că ați rămas până la finalul acestui podcast, până la următoarea mea filmare, care va fi tot despre relații de iubire, relații de viață. Nu uitați că vă iubesc și vă îmbrățișez cu sufletul.